Una dintre cele mai apreciate și mai cunoscute francize Ubisoft, Far Cry a avut destul timp să se maturizeze și să se ajungă la un consens între gameplay și mecanicile de joc pe care seria le dorea standard. Ajuns la cea de-a cincea parte, Far Cry ajunge inevitabil într-o locație americană, una amplasată într-un ținut ipotetic undeva în nord, unde un nou băiat rău și-a făcut apariția și un nou protagonist este eroul de nevoie. Ceva ce seria Far Cry face de fapt încă de la primul titlu. Totuși, 5 renunță într-o care măsură la tertipurile de gameplay ce au consacrat Seria în trecut și introduce câteva elemente noi pe care privitorii s-ar putea să le îndrăgească la fel de mult ca noi. Discutăm despre o lume deschisă, mult mai mare decât ne-am imaginat noi inițial. Primul demo pe care zona l-a încercat fiind doar o fracție infimă din lumea pe care Far Cry 5 o arată. Dacă până nu de mult era un singur personaj principal, acum un întreg ansamblu de indivizi se perindă pe ecran, putând să controlezi personaje diferite pe parcursul poveștii, asta pe lângă faptul că mai și recrutezi câteva. Chestie care se integrează perfect cu noul sistem de companion al jocului. Acum poți, spre exemplu, să salvezi un civil de băieții răi, dar acțiunea ta nu este una motivată doar de bun simț și presiune civică, ci și de faptul că toți acești civili scăpați din situații critice pot fi membri activi în lupta ta. Ba mai mult, odată eliberați, vor participa activ la luptă, punând mâna pe armă și ajutându-te. Un pic mai interactiv față de precedentele jocuri, cu toate că aceste NPC-uri, utile la drept vorbind, nu sunt chiar atât de puternice comparativ cu NPC-urile speciale. Fiecare dintre aceste NPC-uri speciale are un cuvânt important de spus în poveste și reușesc chiar să fie interesante. Au mai multă personalitate decât în precedentele jocuri și variază de la nebunul orașului sau o barmaniță până la un pastor achtiat după arme. Variat și plăcut, am spune, ținându-ne interesați cel puțin în acele minute în care am încercat jocul, chestie pe care nu o putem spune despre aventurile și NPC-urile din Far Cry 4. Un pas înainte, cel puțin din punct de vedere narrativ, dar să nu se aștepte nimeni la miracole. Jocul se bazează în mare parte pe mecanici familiare, introducând un minim de adrenalină în gameplay sub forma diversilor companioni și modificatori. Pe lângă asta mai are și prostul obicei să-ți arunce în față situații tensionate atunci când te aștepți mai puțin. Fiind o experiență prelansare destul de captivantă, reușind să ne țină interesați de folclorul celor întâmplate în jurul nostru, și de restul personajelor. Probabil ceea ce ne-a plăcut cel mai mult este elementul cooperativ, o experiență interesantă, mult mai bine integrată în gameplay de această dată. Far Cry 5 aducând aminte ca mod cooperativ de Dying Light. Acest sistem similar cu buddy din Far Cry 2 este șlefuit și adus în anul curent, având atât impact asupra progresului jocului, dar și asupra locației în sine. Hope Country Dacă ai un amic care plănuiește să-și achiziționeze acest joc, trebuie să încerci copul. Este de departe cea mai ofertantă parte din Far Cry 5 după grafică. Știm că v-a ciudat faptul că ne apucăm să lăudăm prezentarea unui joc UBI. Totuși, Far Cry 5 ne-a plăcut în mod special, jocul mustește de atenție la detalii, sângerând parcă scene virtuale din True Detectives. Hope Country este un loc minunat, iar modelele, cu toate că unele dintre ele încă neterminate, prezintă destulă varietate, un element pe care ne-am dorit să-l vedem și după lansare, aceste NPC-uri în plus, oferind acea diversitate de care jocul avea nevoie. Nici vocile nu sunt rele, atât timp cât ești pregătit să-ți aduci aminte cum sună Sons of Anarchy, gravitatea și tonul vocilor aducând aminte de acel show. Am putea spune că este un nou început promițător pentru Far Cry, un pas sfios într-o direcție pe care seria o cerea de ceva vreme, un personaj principal negativ pe care unul dintre producătorii jocului îl numește mai dezaxat decât vas și un push masiv către COP. Co nu este rău, dar așteptăm versiunea finală pentru a vedea dacă această nouă abordare din Far Cry 5 este una în regulă.